Ediția din acest an a festivalului concurs internațional Remus Georgescu se va desfășura în perioada 14-27 octombrie și va aduce în prim plan 13 lucrări în prima ediție absolută. Un concert simfonic, un concert itinerant, șapte recitaluri, un workshop de compoziție și un simpozion al UCMR. Publicul este invitat să se bucure de un program artistic variat și să cunoască artiștii de valoare. Printre numele cu rezonanță în muzica contemporană se va afla și și Sara Maria San, una dintre cele mai căutate soprane din sfera muzicii contemporane. În funcție de seară, concertele vor fi susținute în diverse locuri din oraș, precum Sala Capitol sau Sala Mihai Perian al Liceului de Artă Ion Vidu. De asemenea, biletele se pot achiziționa de pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara sau la casierie.